Profesorii băcăoane își dau examenul la concursul de titularizare. 937 de dascăli s-au prezentat la proba scrisă a examenului. Dacă pentru cei care s-au pregătit subiectele au fost accesibile, alții au predat foaia albă. La ce disciplină? Turism și servicii. Și cum au fost subiectele? Au fost, dacă învățai, era ok, te descurcai să le abordezi. La ce notă vă așteptați? Sincer, cred că un 6, în condițiile în care zic eu că m-am descurcat cât uși de cât. Este lăudabil faptul că acești candidați au înțeles faptul că trebuie să fie onești, să vină pregătiți la acest examen sau măcar să recunoască faptul că nu s-au pregătit și să părăsească sala după acea oră permisă de metodologie. În ceea ce privește situația rezultatelor, aceasta se anunță una sumbră dacă este să ținem cont de faptul că unii profesori nu au fost în stare să lege două propoziții legate de examen. Bună ziua, ne spuneți cum au fost subiectele? Bună ziua, ați dat examen? Dacă unii candidați s-au retras din examen după ce au văzut subiectele, alți 92 au absentat de la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice sau a catedrelor vacante ori rezervate din învățământul băcăoan. Pentru a se titulariza, cadrele didactice au susținut, pe lângă proba scrisă, și o probă practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului didactic solicitat. Nota obținută la proba practică sau la inspecția specială la clasă are o pondere de 25% în media de repartizare. Rezultatele la proba scrisă a examenului de titularizare vor fi anunțate pe 25 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bacău în zilele de 25 iulie până la ora 21 și 26 iulie până la ora 15. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 30 iulie.